Din acest an școlar, Ministerul Educației a modificat conținutul carnetului de elev. Schimbarea adusă constă în crearea unei rubrici pe prima pagină în care va putea fi înscris codul numeric personal al copilului. Potrivit economica.net, care citează Ministerul Educației, înscrierea CNP-ului în carnetul de elev ar fi obligatorie pentru ca elevii să beneficieze de călătorii gratuite sau cu preț redus pe calea ferată. Ca rezultat al deciziei, pe carnetul de elev vor apărea de acum numele complet al copilului, fotografia acestuia, școala unde învață, adresa de acasă, numărul de telefon și codul numeric personal. De nimic nu mai are nevoie un potențial infractor pentru a fura identitatea posesorului, vulnerabil din cauza vârstei. Ce concluzie tragem de aici? Ministerul Educației nu a auzit încă de Regulamentul General privind protecția datelor, regulament european obligatoriu pentru România și transpus în legislația internă încă din vara acestui an. Regulamentul urmărește să îi protejeze pe toți europenii de consecințe neplăcute ale eventualelor abuzuri legate de circulația datelor personale, de exemplu furtul de identitate, și chiar subliniază importanța datelor cu caracter personal în cazul copiilor.